mai mult. Au să mă citat, da? Astăzi de la 400 de kilometri în mijlocul nostru
să ne aducă părinții noștri și dragul lor. Este o jertfă foarte mare pe care am făcut-o. Nu e ușor să te duci la foarte multe repetiții, pentru că ceea ce vedeți la voastră aici sunt ani de muncă, ani care cu greu, cu repetiții, chimii doar, pentru că cum să scăpăm de el? Dar iată, cu jertfă și cu dragoste față de muzică, față de Cuvântul lui Dumnezeu a reușit să ajungă la această performanță. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și să vă răsplătească tot efortul și toată jertfa pe care ați făcut-o. Acum, din partea noastră, un umil semn de recunoștință și de apreciere. În primul rând, vreau să acordăm din partea parohiei ortodoxe românești nivelul 1 diplomă de recunoștință, se conferă corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehalii, condus de preacucernicul Părinte Tuiu Iulian, în semn de înaltă apreciere pentru promovarea valorilor spirituale, culturale, artistice, pentru povestirea tezaurului cultural al Bisericii Ortodoxe, dar și pentru frumoasa colaborare. Pentru că au fost prezenți și anul trecut, și de 3 decembrie, o parte din membrii corului au fost în mijlocul nostru, aducând Ziua Națională la adevărata valoare. Din partea noastră, cu respectul și dragul foarte la noastră. Pentru că la Domnului, punem acolo unde, repetă corul, Ioana cu Maica Domnului să mă plătească și un mic ornament acolo, la sală de repetiții, să vă aduceți aminte de ședință. Dumnezeu să vă întărească și să vă aduceți. Yeah.